Dacă este luni seara, atunci sigur v-ați obișnuit să vin în fața voastră cu o familie. Încerc de fiecare dată să găsim o familie specială și apoi să găsim lucrurile speciale din fața lor. În seara aceasta, prin bunătatea lui Dumnezeu și prin bunăvoința lor, am o nouă familie specială în fața voastră și mă bucur să le spun tuturor bun venit. Bine v-am găsit. Mulțumim. Eliza, Ștefan și Marius. Cum sunteți? Bine. Bine? Mulțumim. Obosiți, visători? Am dormit bine. Bucuroși de perioada asta de stat acasă, de familie. A fost un timp revigorant pentru noi. Bun, deci dacă totuși e bine și se găsește lucruri pozitive, haide să începem de unde îmi place mie, de la căsătoria voastră. Care începeți varianta scurtă? Aici tu n-ai voie deocamdată să zici prea mult, dar să vedem. Să vedem cine pe cine a convins, cum ați convins, cât de greu a fost, cât de ușor, că tinerii au multe curiozități. O lăsăm pe Eliza să zică prima dată varianta feminină. Eu am fost prima care am avut ochii pentru Marius. Na, cum? Cred că a fost așa o științare de sus. Am avut emoții puternice, eram curioasă, auzisem de el, am avut șansa să-l văd. Și apoi mi-a rămas gândul la el. Despre ce vârstă vorbim? Eu aveam 20 de ani. 20 de ani. Da. Și în ce context ai pus ochii pe el? La logodna unei colege de clasă care s-a căsătorit cu fratele lui. Ah, deci e bine să mai mergi pe la logodne, nu știu ce, că niciodată nu știi ce este. De la o logodnă iese o logodnă sau ceva mai mult. Și ce te-a impresionat prima dată când l-ai văzut? Manierele. Era foarte manierat, dar despre el știam că este foarte inteligent, foarte deștept, că era la doctorat. Deci nu visam să ajung soția lui, doar că atât de la superlativ auzisem de el încât vroiam să-l și cunosc. Dar cine l-a vorbit atât de bine? Colega mea de clasă. E bine să ai o colegă. Era măritată? Atunci se mărita, logodea. Atunci se logodea, da. Și atunci n-avea niciun interes să se gândească ea la el. Putea să-l vorbească de bine și în fața altea unei prietene. Bun. Da. Și după aceea mi-a rămas gândul la el și tot prin intermediul ei am luat legătura prin scrisori la vremea aceea. Adică scrisori, da? Scrisori. Dar erați departe unul de altul. Da, 500 de kilometri. Tu erai? Din Vatra Dornei. Ne-am frumoasă. Întâlnit la Cluj și stăm în Petroșani. Frumos. Și el era pe unde? Prin Cluj? La Petroșani. La Petroșani. Ce căutai aici? Aici m-am născut. Da? Aici mi-am trăit cei 50 de ani de viață. Acum sunt 50 de ani. Frumos. Slavă Domnului. Zi-mi partea ta de poveste. Când ai auzit că o fată bună a pus ochii pe tine. Atunci n-am auzit. E ca un vis frumos. Ce m-a impresionat foarte mult, atunci când m-am întâlnit cu ea, eram în vizită la fratele meu, era naturală, în dialog, și nu au fost subiecte speciale, dar a fost ceva care nu pot să descriu în cuvinte, nu ce ține de frumusețe sau de atractivitate. Cred că ce m-a impresionat a fost dialogul. Aceeași preocupare ca și dumneavoastră acum, am avut-o și eu în copilăria mică și am întrebat-o pe bunica mea de mai multe ori. Cum v-ați întâlnit cu bunicul? Cum v-ați cunoscut? Și întotdeauna erau aceleași cuvinte. Ne-am potrivit în vorbe. Și poate spre surprinderea dumneavoastră și a mea, parcă în acest moment nu pot să spun mai mult, nu știu să spun mai mult. Ne-am potrivit în vorbe. A bine, ai putea scrie o teză de doctorat pe ne-am potrivit în vorbe, știi? Și unii tot n-ar înțelege-o după ce ai scrie. Acum, după 21 de ani de căsnicie, mă fericesc și realizez că Eliza este un cadou de sus. Și împreună cu acest cadou au mai venit încă 3 cadouri și
și sunt chiar mulțumitor și recunoscător bunului Dumnezeu care le-a dăruit. Bun, deci ai vrut să duci subiectul la copii, ceea ce este foarte frumos din partea unui părinte. V-ați căsătorit în anul? 1999. Da? Când a venit primul copil? În 2000. În 2000. Cine a fost primul copil? Ștefan. Ei, Ștefan, da. Te-ai gândit că ar fi vremea să ajuți tu omenirea asta? Nu, eu m-am gândit, Dumnezeu a ales această familie. Și părinții te-au primit cu multă bucurie. Sigur. Bun, spuneți-mi, chiar v-ați dorit imediat un copil? Eu mi-am dorit, dar cam după vreo 5 luni eram prea singură și nu aveam ce face, mă plictiseam, simțeam că pot mai mult și eu mi-am dorit. Dar cum, adică te plictiseai? Te-ai măritat și te plictiseai? Făceai toate lucrurile în locul ei sau cum? Păi nu, făceam ce făceam, dar simțeam că pot mai mult decât făceam la vremea aia. Eu mi-am dorit un copil. Și atunci ai zis, dacă pot mai mult, investesc într-un copil. Și a venit, a venit. A venit. Acum nu spunem o noutate pentru cei care vă cunosc. Ștefan este un copil special. Mulțumesc. Mă gândesc să deschid subiectul, dar nu pot să nu-l deschid. Da? Spuneți-mi un pic. Da? Deci bănuiesc ca orice tineri. Poate o să ajungem și acolo să vedem dacă avem timp să intrăm în istorie. Tineri serioși, credincioși, cu anumite relații cu Dumnezeu, da, așa. Și nu cred că neapărat ați cerut un copil special de la Domnul. Nici nu ne-am gândit. Și? Nici n-am realizat asta la început. După 10 luni, cam așa, 8 luni. 8 luni atunci ni s-a spus că este un copil cu cerințe speciale, dar nu n-am realizat. În timp. Nici n-am fi putut duce așa durere. Și eu mi-am amintesc că sarcina a fost foarte problematică. N-am avut voie să-l văd 3 zile. N-ai avut voie să-l vezi pe Ștefan? Da. N-a avut nicio șansă de viață. A primit de 3 ori nota 1, APGAR 1. Și era sortit morții, deci nu... Dar eu eram ca sedată de bucurie, că am un copil și lucrul ăsta m-a apropiat foarte mult de Marius. Și eu, nu știu, eram în altă lume. Nu, stai că eu fiind bărbat, le pricep mai greu. Deci nu ți-au dat voie să-l vezi 3 zile în ideea că el oricum moare și... Da. Să nu rămâi cu imaginea copilului care a murit... Da. Să ți-l imaginezi tu super frumos, super blond, super cum vrei, da? Da. Și gândire interesantă. Da. Dar nu comentăm, că am comentat deja. Da. Cum a fost Marius pentru tine? Deci ea era super bucuroasă, și-a dorit copil, are copil. Eu un pic am realizat cam ce ar putea să vină, dar nu la amploarea la care... Au venit evenimentele care au fost determinate de nașterea lui Ștefan. Am avut acces din a doua zi să-l văd la incubator și am povestit cu el. Ai povestit cu el? Da, dar cum să nu? Să nu mă întrebați ce a povestit cu mine, că nu știu. Acum, câteodată, tu nu mai știi nici săptămâna trecută ce a povestit, dacă nu-ți convine, că tu ești așa selectiv, dar e ok. Da. Alegi numai ce vrei. Așa facem noi. Da. Răspunsurile lui erau cu degetele. Da. A fost un început de specializare extraordinară pentru mine ca persoană, pentru noi ca familie. Și un început de specializare profesional, vorbind, pentru Eliza. Deci tu ai început al doilea doctorat? Neoficial, da, dar aș spune chiar mai mult de atât. O să ne întoarcem la povestea voastră frumoasă și cu totul specială. Pun o întrebare care... Deci nu știu dacă s-o pun sau nu, dar prin reducere la absurd, dacă ați fi știut înainte să se nască, n-ați știut înainte să se nască nimic.
Nu, a fost perfect. Dacă ați fi știut înainte să se nască Marius că ar fi un copil cu probleme, v-ar fi trecut vreodată vreun gând prin cap că nu vrem acest copil? Am fost educată în spirit religios și nu cred că aș fi spus nu. După aceea, aceeași provocare a fost încă de două ori, pentru că am avut două sarcini cu probleme. Chiar dacă fetele sunt sănătoase, am avut probleme mari, mari de tot în sarcină. Și a fost presiunea doctorilor, în special a mediului, de ce vă mai trebuie un copil, mai vreți unul cu handicap? Tu oricum nu poți face copii. Și atunci cumva am trecut pe aici. Deci întrebarea mea n-a fost pentru un răspuns teoretic. Voi chiar aveți răspunsul practic? Da. Da. Pe de altă parte, în dialogul nostru, în familie, între mine și Eliza, ne-am întrebat, am reiterat întrebarea asta, dacă Dumnezeu ne-ar fi oferit varianta șterg tot, vă dau o nouă șansă, ce vreți? Și amândoi am ajuns la răspunsul acesta în mod permanent, așa cum este acum, așa cum este acum. Frumos, sunteți eroi. O familie specială, binecuvântată de Dumnezeu, care se pare că ați trecut prin multe și m-aș bucura totul să fie la nivelul trecutului. Marius, hai să te luăm pe tine. Ce ți-aduce aminte așa mai devreme din copilărie? Eu? Da. Mi-amintesc că recuperarea mea a început în anul 2001. Aveam diagnosticul de la aproximativ 6 luni și mi-amintesc că mama mea aici de față a trebuit să se confrunte, bineînțeles, din partea oamenilor cu care aveam contact din lume, cu care ne întâlneam pe drum, că trebuia să mă duc căruciorul oriunde aveam de mers. Ce acest copil este un soi de a spune că această persoană este o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Oamenii care gândeau așa? Da. De foarte multe ori. Da. Și au fost opriți și pe stradă ca să ni se spună asta. Să vi se spună asta, nu? Da. Da. Și mama a trebuit să țină capul sus. Este copilul meu, este darul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu să faci. Și cu această mentalitate, să spunem așa, am avut ocazia să mă întâlnesc în clasa noua, din nou, din partea profesorului de religie ortodoxă, nu dau nume, care tot așa o interpretare din asta în manieră medievală a oferit, moment în care mie mi-a venit ori să mă bag sub bancă de rușine, în fața a 30 de colegi, ori să mă cert cu dumnealui, ori să mă arunc pe geam și să alerg până acasă. Eu niciodată nu m-am considerat așa cum am fost. I-am zis la mama, eu niciodată nu m-am considerat, nu mi-a trecut prin minte că aș putea să fiu o pedeapsă pentru voi. Mama a fost foarte, foarte șucărită, foarte supărată. A zis, în niciun caz nu ești o pedeapsă pentru noi. De când ai venit tu pe lume, de când te-am avut pe tine, eu am progresat. Eu datorită ție am făcut facultate. Eu datorită ție am intrat în domeniul în care sunt și astăzi, de psihopedagogie specială, terapie de familie, cabinet, și tocmai că îi place foarte mult ceea ce face. Mi-a spus că se simțea oarecum micuță pe lângă tata, care la vremea respectivă era student la doctorat în domeniul mine, petrol și gaze. Complexată un pic. Da, un picuț. Poate cuvântul cam greu, da? Da. Femeile sunt complexate. Femeile sunt complexate, dar de obicei. Nu-i ceva nou. Da. Bineînțeles că tata are dreptate. Îi dau dreptate.
tot spune la mama că secretul succesului în familie, bine, în familia tradițională, era în felul următor. Bărbatul este capul familiei și soția trebuie să se conformeze. Supunere sub orice formă. Tata a spus invers după mai mulți ani de căsnicie. Ba, eu am ajuns la concluzia că majoritatea situațiilor succesul în familie stă în supunerea soțului față de soție. Pentru că are o intuiție cu mult superior a ceea ce pot eu ca și tată, ca și soț. Zice, și eu am observat asta, mama îmi ghicește nevoile. Mi le-a ghicit și în copilăria mică, mi le ghicește și astăzi. Nu cumva ți-e foame, nu cumva ești obosit, nu cumva ți-e sete. Aș putea să te ajut la teme? Aș putea... Tata recunoaște aici de față lui, așa e el, are nevoie să-i spun, dacă nu-i spun el nu, el nu știe. Noi bărbații suntem mai cu exactitate, domne, ți-i sete, spui, spui, mi se pare normal. Da, așa sunt și eu. Deci, păi, cu sora mea de mijloc, Natalia, ea nu prea comunică cu mine și s-a întâmplat de mai multe ori ca, zice, da, eu am gândit asta, dar eu am așteptarea asta, zice, dar mie nu mi-ai spus, eu n-am avut de multe fie. Adică nici eu nu am această capacitate de a-mi da seama ce gândesc ceilalți. Da, eu le mai spun fetelor și femeilor că noi nu suntem ghicitori, că ele nu s-au măritat cu ghicitori, ele tot așteaptă, încă tot așteaptă să ghicim și o să ghicim și noi într-o zi mai mult decât astăzi. Deci a fost experiența din clasa noua, da, aia mai tristă. O reiterare. E clar că nu te-ai aruncat pe geam. Nu, n-am putut așa, să... Da? Te-ai certat, nu te-ai certat? Nu m-am certat, am tăcut din gură și am venit acasă și am zis mamei. Dar, ducând tot la tine povestea, am vorbit de atitudinea altora față de tine. Care a fost atitudinea ta față de tine? Eu... Bineînțeles, am avut și momente în care m-am simțit complexat de persoana mea, dar și rușinat de persoana mea, dar am și momente în care în această ultimă perioadă mai degrabă sunt mulțumitor Domnului pentru persoana care sunt. Chiar dacă să spunem, nu, m-am mai confruntat din partea altora cu reproșuri, dar eu sunt mulțumitor Domnului pentru ceea ce am ajuns să fiu. Să vă spun cum gândesc eu și vis-a-vis de părinți și vis-a-vis de tine. Convingerea mea este că Dumnezeu oferă anumite privilegii și binecuvântări, a spune, deși oamenii nu le numesc așa. Oamenii le numesc altfel. Dar eu cred că Dumnezeu doar binecuvântări și privilegii ne oferă. Dar binecuvântările acestea speciale și privilegiile speciale, eu cred că Dumnezeu le oferă doar celor care le pot duce. Pentru că pe alții, probabil, un Ștefan îi îngropa. Nu știu, mental, sufletește, în relație. Pe voi Dumnezeu v-a ridicat din atâtea puncte de vedere, da? Și vis-a-vis de tine, Ștefan, eu cred că nu oricui Dumnezeu îi dă privilegiul acesta. Dacă nu îl poate pregăti, dacă nu îl folosește bine... Deci chiar sunteți oameni speciali în ochii lui Dumnezeu și este bine că ați fi dovedit-o până acum. Hai să mă întorc la tine, Eliza. Dacă ai stat de vorbă cu o mamă, bănuiesc că ai stat cu multe, o mamă la început de drum, cu un copil, un copil special, așa le spune, nu neapărat nevoi speciale, un copil special, ce îi spui? Cred că întotdeauna ajung să spun să-l privească ca un copil normal și să creadă în el și în tot ce poate face el, să nu-l trateze diferit și o încurajez și o abilitez ca să poată să obțină cei mai buni din copilul ăla, chiar dacă e în mod diferit.
Munca mea cu copiii de felul ăsta, de fapt, implică foarte mult părinții. Mamele sunt de obicei, le chem de obicei cu caiet, cu pix și pas cu pas, notați acolo și faceți și până săptămâna viitoare. Nu pot să despart mama de copil. Are un rol foarte important și e o permanentă încurajare și le spun să nu compare un copil de felul ăsta cu un copil normal, pentru că nu pleacă, n-au același start, nu pleacă din același loc. Dacă crezi în copilul tău că poate, va putea. Așa, ce poate el? Bine, dar un părinte înțelept nu face diferență și nu compară copiii nici dacă sunt sănătoși după standardul nostru, pentru că fiecare este unicat, fiecare este diferit și degeaba îi comparăm. Fiecare are plusurile lui, domeniul unde care se investește mai mult. Marius, în toată povestea asta adevărată, relația cu Dumnezeu a contat sau a contat? Pare să că asta este resursa ascunsă care face o mare diferențiere între evoluția noastră sau dinamica familiei noastre și istoria sau dinamica altor familii cu experiență asemănătoare. Foarte mulți dintre colegii lui Ștefan de suferință sunt în aceeași stare de neputință. Cred că aici este foarte important resursa lăuntrică a părinților, a crede în copil, dar mai mult de atâta, a crede în cel care dăruiește copilul. Privind în urmă, realizez că au fost multe examene prin care am trecut ca și familie, nu numai examenele oficiale, examenele neoficiale ale vieții, și realizez că așa a ales Dumnezeu ca întotdeauna parcursul să fie unul ascendent, care solicită efort. Eu aș mai adăuga faptul că noi am simțit acceptarea și susținerea bisericii. Eu văd o diferență între copiii pentru care se roagă cineva și copiii pentru care nu se roagă nimeni. Noi l-am scos pe Ștefan în public de mic copil, de când am știut. El cred că a ajuns și la ședințe de comitet și la întâlniri de surori și la... N-am avut părinți ca să ne ajute. Deci tu chiar ai fost special. Unde n-au ajuns alți copii, tu erai prezent. Deci el peste tot, și la cumpărături, și la școală, și oriunde l-am scos. Și cumva lumea s-a obișnuit cu prezența lui și încet, încet l-a acceptat. Dar biserica a fost deosebită, biserica noastră. Și apreciez. Deci rugăciuni ca pentru Ștefan, nu știu câte s-au făcut. Și este un copil iubit în biserică. Asta am vrut acum să te întreb. Deci mama zice că pentru ei biserica a contat foarte mult. Și pentru mine. Și pentru tine. Și pentru. Ai fost pe la grupe de copii, pe la... Da, am fost și la copii. Continui să fac parte din grupul de tineri actualmente. Am foarte multe surori de credință care de foarte multe ori la finalul bisericii, la finalul unei întâlniri, vin la mine înainte de a mă ridica și a pleca, ce să știi că mă rog pentru tine. Da, deci sunt foarte multe surori care fac treaba asta. Deci practic sunteți o familie mai mare. Asta e extraordinar. Sigur. Contează pentru tine asta? Bineînțeles. Bineînțeles, absolut. Se simt rugăciunile. Și cum mai defini relația ta personală cu Dumnezeu? Am avut o mărturie înainte de a mă boteza. În primul rând, tatăl meu spunea că, mai în glumă, mai în serios, aici de față, spunea că am fost cam leneș la învățătură. Era să rămân repetent, adică era să rămân cu nota zero.
Uai, și îl făceai de rușine pe tata care a fost tot acolo, pe nu știu unde, da, am înțeles. Bine, într-o manieră metaforică spus. După aceea, în sensul că Dumnezeu mi-a arătat prezența sa și mi-a arătat că este alături de mine prin cele aproximativ 10 operații pe care le-am avut, începând de la operații de polip la 2-3 ani de zile și până la cea din vara trecută. Și am văzut, bine, la vremea când m-am botezat, aveam doar 8, de atunci am mai făcut încă 2, două intervenții chirurgicale. Și așa deci, de ele, cum aș vorbi eu, că am fost la piață. Nici în ultimii ani nici la piață n-am fost de 10 ori, Ștefan. Deci, prin faptul că Dumnezeu a fost acolo cu mine și m-a ridicat, în sensul că am menționat asta în mărturia mea, și anume faptul că în data de 3 mai 2015, fratele păstor Sebastian a ținut o predică, bine, era dintr-un... făcea parte dintr-un tablou mai larg de o serie de predici intitulate Obiceiurile Sfinte. Și acolo era, bineînțeles, rugăciunea, prezența la casa Domnului, cântarea, obiceiul mulțumirii, dar în data de 3 mai 2015 a ajuns și la... a ținut o predică extraordinară despre obiceiul sfânt al citirii Scripturii. Și mi-am dat seama că... ai putea îmbunătăți... că aș putea îmbunătăți situația. Și din momentul respectiv m-am dus acasă și în duminica respectivă mi-am luat o Biblie cu coperți de piele pe care o primisem în mod surprinzător cu un Crăciun înainte, tot de la o soră din biserică. Am luat-o, am șters-o de praf și am început să o citesc câte un capitol în fiecare zi. Actualmente sunt pentru a doua oară în cartea Daniel și am, practic, mi-am însușit foarte multe încurajări, foarte multe versete, mesajele și promisiunile Domnului, care atunci când am fost pe patul de suferință mi-au revenit în minte. Am avut de mai multe ori niște dureri groaznice, dar mi-au revenit de fiecare dată în minte ceva de genul, acum unul singur care îmi vine în minte este Ieremia 31:3. Domnul mi se arată de departe și îmi spune, fiindcă te iubesc, de ce îți păstrez bunătatea mea? Cu o iubire veșnică. Cu o iubire veșnică. Super, super. Și aceasta a reprezentat practic a doua parte a mărturiei mele, practic cercetarea pe care am primit-o din partea Scripturii și încurajările pe care mi le-am însușit citind din Scriptură. Nu vreau să vă spun de fapt ce bătălie am avut de dus până mi-am format obiceiul de a citi în fiecare zi din Biblie. De mult... E important să ai un obicei, să-ți faci un obicei. Da, este. Este magistral. Altfel trec zilele, nu azi, mâine. Așa mi-au trecut și mie la început, pentru că, bineînțeles, diavolului nu i-a convenit. Și îmi dădea de lucru. Intervine și îmi dă de lucru. Tocmai ca să nu am timp de asta. Să nu am timp să mă încarc spiritual. Să nu am timp să mă încarc sufletește și în relații cu ceilalți. Îmi dă de lucru. Ba, aveam de învățat. Deci pur și simplu nu puteam într-o zi să mă așez locului, zic, gata, acum citesc din Biblie. Trebuie să recunosc prezența Domnului în a mă ajuta să-mi fac un obicei din a citi Scriptura. Și asta a fost practic a doua etapă. Iar cea de-a treia parte, în care eu m-am simțit foarte, foarte încurajat, cântarea și poezia. Sunt atât de multe cântări superbe pe care le avem în biserică, sunt atât de multe poezii, încât eu le-am simțit vorbindu-mi în mod personal, ca și cum atunci când ieșea
o soră, nu dau nume pentru că sunt foarte multe surori și n-aș vrea să omit pe niciuna dintre ele, ba cântă, ba spun câte o poezie, ba... Și eu l-am simțit pe Dumnezeu vorbind un personal prin acele versuri. Și le-am luat ca un mesaj personal și un îndemn la pocăință. Și mi-am amintit de foarte multe ori Romani, capitolul 2, cu versetul 4. Nu vezi tu că bunătatea Domnului te îndeamnă la pocăință? Și tocmai când mă uitam în urmă, când mă uitam la cei 16 ani, asta a fost cu o duminică seara înainte de a împlini 16 ani. Când mă uitam la cei aproape 16 ani în urmă și am văzut în fiecare clipă bunătatea lui Dumnezeu, m-am simțit, cum se spune la judo, pus la saltea. M-am simțit că trebuie să fac ceva. Să răspund bunătății lui Dumnezeu. Nu profitând de ea în sensul negativ, ci cu bunătate și cu recunoștință și celelalte. Sigur. O să vin la tine cu o întrebare grea sau simplă, că nici nu știu ce e greu sau simplu. Până atunci o să întreb ceva pe mama. Pentru tine întrebarea ar fi dacă te-ar întreba Dumnezeu astăzi ce să schimbe în viața ta, ce ai vrea să schimbe, spune-mi, e o întrebare absurdă, dar și mie mi se pun multe întrebări absurde. Care a fost cel mai greu lucru în toată povestea asta? Cu Ștefan? Da. A, bătălia mea cu Dumnezeu. Wow. Băi, da, gata, stai un pic. M-ai făcut knock-out, m-ai pus la saltea, cum zice, ca la judo. Eu așa am crezut până acum că ai fost de pocăită, de liniștit, da, de cutare, da, asta a fost bătălia cu Dumnezeu. Da, a fost începutul. A fost începutul, așa l-am primit. Cu drogatul, cu nu știu ce, la începutul. Da, da, înțeles. Da. Da, dar pentru mine asta a fost, eu zic, bornă de aducere aminte, că acum nu se mai fac pietre de aducere aminte. Pentru că atunci când Dumnezeu îți dă ceva și ești foarte bucuros, trebuie să o iei ca de la Domnul. E un semn. Sigur, sigur. Da? El vine cu pacea lui, cu susurul acela blând. Am vrut să completez mai devreme. Bătălia a fost, dacă Ștefan a fost un blestem, eu vin dintr-o familie ortodoxă pe jumătate, sau nu știu cum să spun. Mama mea s-a pocăit după ce s-a căsătorit și locuiam foarte aproape de bunicii din partea tatălui, ortodoxi practicanți. Și am fost crescută în spiritul ăsta, că există blesteme, că există vrăji. Eu am avut probleme cu ochii, acum ochelarii mei arată bine că a evoluat știința, dar aveam ochelarii foarte groși și de la 4 ani am avut problemele astea și am crescut cu gândul ăsta că eu sunt un blestem, în mine s-au adunat blestemele bunicii. Și... și din biserică, că astfel de copii sunt niște pedepse și că plus ce vine lumea și spune... nu, în biserică mentalitatea era ai greșit undeva și oamenii din afară spuneau tu ispășești greșelile neamului tău și știam din ce vrăși și blesteme vin eu. Păi am mai spus-o eu, ironic, bineînțeles că sunt așa de multe ori. Chiar ucenicii Domnului Iisus Hristos pun întrebarea cine a greșit, el sau părinții, de s-a născut așa. Nu m-am gândit în viața mea să vorbesc despre păcatele din burta mamei. Păi dacă s-a născut așa, a greșit el, adică vorbim de... No, în fine, dar mentalitate. Da, da, era o chestiune de mentalitate și greul cu Ștefan l-am simțit în timp. Deci, a fost greu de la început, dar fiecare etapă de vârstă aduce alt greu și dacă ai un adult de 20 de ani, dar el e tot un copil, nu mai bate lucrurile, trebuie să meargă altfel. Nu te mai bucuri de el ca atunci când avea vârsta adecvată. Și asta a fost bătălia din sufletul meu, pentru că nu am putut să accept. Nu am putut să accept lucrul ăsta, dar n-aveam argumente. N-aveam argumente, nu înțelegeam, nu... Era și foarte greu. Eu am făcut și toate școlile în paralel cu copiii și cu el.
n-aveam sprijin, eram mereu obosită, era greu și cumva pe fondul ăsta deprimant, așa mă bombardau gândurile. Și după mai mulți ani de zile am înțeles un adevăr care pentru mine a fost eliberator, și anume că jertfa lui Iisus Hristos este suficientă. Nu pot să vin eu și să mai pun umărul ca să șterg, să ispășesc păcatele neamului meu. Hristos a făcut totul. Eu nu pot să ispășesc. Asta mi-a dat liniște. Dar au fost ani în care eu m-am confruntat din greu cu... Pentru că era și des ni se întâmpla. Eram totuși cu 20 de ani în urmă, cu 15 ani în urmă, nu exista învățământ integrat, nu exista mentalitatea de acum. Și voi trăiați la zi, nu la frecvență sau la distanță. Adică problema voastră era de dimineață până dimineața, ca să spun așa. Da. Și eu ieșeam cu un cărucior cu rotile în oraș, eram singuri, eram primii, se uita lumea, dar ne știa. Dar n-aveam ce face, pentru că... Ce băie să mă duc la școală? Plecam dimineața de vreme? Da, și-a făcut și învățământul la zi și... Pentru că era... Vedeam că poate și n-am zis de ce, de gura lumii să-l... Marius, până o să pun o întrebare Elizei, îți dau ție o întrebare foarte, foarte grea, dar la tine toate sunt ușoare. Ce face un bărbat când nevasta e confuză, supărată pe Dumnezeu, uneori poate pentru scurtă durată, disperată? Mă întorc la chestia asta, copii special, mame speciale, relație răzvrătită cu Dumnezeu, poate ai spune și așa. Am o întrebare pur egoistă. Dacă eu ca slujitor aș avea un asemenea caz în biserică, aș putea face ceva pentru ei? Da. Da, mie îmi vine să spun ce a făcut fratele păstor pentru noi. Păi dacă a fost bine, spune. Dacă nu, spune-mi ce să fac. Da, mi-amintesc că la început i-a dat lui Marius o carte intitulată Când cerul tace. Și a fost o carte cu impact. S-a rugat pentru noi, ne-a implicat mereu. V-a privit ca o familie normală și specială în același timp, dar... Da, pe mine m-a, a fost bine. M-a integrat în lucrarea cu copiii, deci am fost normali. Păi, într-un fel, ce a făcut pentru Marius, s-a făcut el la o scară mult mai mică pentru voi în familia mare a bisericii. Deci a fost bine, deci se poate face ceva. Marius, mă întorc la tine. Ce faci, un bărbat? Ar fi două răspunsuri. Unul de acum 15 ani și unul de acum. Primul dintre răspunsuri este nu-și dă seama. Practic, soțul nu realizează dificultățile prin care trece soția și s-ar putea ca asta să fie una și dintre realitățile altor familii. Asta a fost realitatea care am simțit-o eu atunci. Zbuciumul lăuntric era foarte estompat. Eliza este un pic ermetică la exprimare. Însă, cu trecerea timpului, ceea ce mama intuiește din timp în ceea ce privește copilul, am început să percep și eu mesajele non-verbale și trăirea lăuntrică a Elizei și ce să facă un soț să compenseze în activitățile în care poate să compenseze. În sprijinul de activități, în activitățile de zi cu zi, în îngrijirea copiilor, în gospodărie. Și eu am fost crescut așa de mama mea, cu multe cuvinte de încurajare, cu multă apreciere și, fără să-mi dau seama, acestea au venit și în familia mea. Și poate au avut un rol bun. Deci, ce se seamănă în timp se culege. Mai devreme sau mai târziu. Ce faci tu acum, Marius? Te-am înțeles că te-au trimis la școală, te-au... Actualmente sunt cu ajutorul domnului student în anul 2 la Babeș-Bolyai, la istorie, la zi. Uh-huh. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Am niște profesori nemaipomeniți și mi-am dat seama că nu aș putea să fiu în altă parte.
este extraordinar. Ai văzut ce înseamnă să fii bătrân, că uiți, dar e bine că ți-aduci aminte. Ți-am rămas dator cu o întrebare. Da. Așa, știi întrebarea. Dacă Dumnezeu ar spune, Marius, astăzi vreau să schimb ceva la tine, ce schimb? O relație și mai apropiată cu El. N-ai prea neapărat să joci fotbal, să... Mi-am dat seama că nu. Nu, răspunsul este nu. Mi-am dat seama că eu practic, prin simpla mea existență, în condiția în care sunt, sunt o mărturie pentru alții. În momentul în care am ajuns la facultate, toată lumea se uita la mine. Wow! Dar nu în sensul de batjocură, ci prin simplu fapt că erau mirați. De unde... cum de a ajuns... Tu ești copilul ăla numărul 1, adică numărul 1 de la naștere, numărul... Dar ei nu știau treaba asta. Ei nu știau treaba asta, ci pur și simplu m-au văzut cu cadru, m-au văzut cu... m-au văzut cu bunicul meu, tatălui meu alături de mine și le-am spus... de fapt, bunicul meu a vorbit mai mult cu profesorii și ulterior... bine, aveam și o conștiință a faptului că dacă părinții muncesc acasă, să-mi trimită bani să învăț, atunci trebuie să mă pun să învăț, să nu-mi bat joc de munca părinților mei de acasă. Și în al doilea rând, oricum îmi și plăcea ceea ce fac. Mama a spus, eu dintotdeauna am vrut, mi-am pus în gând, te trimit, te las, unde îți place ție. Să nu trebuiască ulterior să te împing eu de la spate, știu eu, la inginerie chimică, la matematică, la oriunde altundeva. Ce, du-te la istorie, dacă la asta te pricepi. Ulterior am vorbit și cu profesorii. Eu am o problemă în privința scrisului. Pot să scriu, bine... Pot să zic că actualmente să zic că scriu un picuț mai frumos de când scriam când eram în școala primară și în generală. Îmi amintesc că caietele de școală primară apar și cu câte un cuvânt pe un rând. Am avut întotdeauna probleme la acest capitol, însă nu neapărat felul în care scriu, ci faptul că scriu foarte încet. N-am putut să-mi iau notițe la cursuri. Mi-am cerut voie de la profesori care sunt unii dintre ei academicieni. Mi-am cerut permisiunea să înregistrez cursurile. Unii mi-au dat-o, unii nu. Dar cel mai important în privința examenului, m-au scutit de scris. Au acceptat aproape toți să mă examineze oral. Ceea ce pentru mine a fost un semnal că Dumnezeu îmi deschide uși și că îmi dă trecere înaintea oamenilor și că dorește să fiu aici, dar în același moment, în același timp, a fost și o responsabilitate morală pe care m-a determinat să-mi o asum, acordul lor de a mă asculta oral, în sensul că de a mă examina oral, în sensul că nu pot să mă prezint în fața unei persoane cu 30 de ani de școală, unii academicieni titulari, alții cu, toți cu studii în străinătate, oameni extraordinari care mi-au făcut favorul de a mă examina oral. Adevărul e că universitatea și la alte facultăți universitatea are experiențe, am mai avut studenți cu probleme ca și mine, așa că nu era ceva ieșit din comun să mă examineze oral, dar pentru mine a reprezentat o responsabilitate morală în plus pe care mi-am asumat-o cu plăcere. Trebuie să-mi știu materia cât se poate de bine. Adică nu pot să mă duc să mă prezint, să mă întrebe cum e lucrul respectiv. Nu știu, domn profesor. Oricum nu ești genul. Felicitări. Și de ce să nu spunem un cuvânt de mulțumire domnilor profesori care... Da, puteau face și altfel, dar au făcut gestul acesta frumos. Da, sunt niște oameni extraordinari. Când vorbeam Marius și când spunea ce ar vrea să schimbe Dumnezeu în viața lui, m-am gândit imediat la un om pe care îl cunoașteți, la Moise.
Din punctul meu de vedere, Moise a avut experiențe cu Dumnezeu pe care nu le-au prea avut alții. Și asta o spune chiar Sfânta Scriptură. Dumnezeu definește relația cu Moise ca una specială. Și după atâtea experiențe frumoase cu Dumnezeu, Moise îi cere ceva lui Dumnezeu. Și pe mine m-a marcat ceea ce i-a cerut Moise lui Dumnezeu. Arată-mi slava ta. Cu alte cuvinte, vreau să te cunosc mai mult. Și am zis, wow, adică îl cunoști pe Dumnezeu ca nimeni altul și tu vrei să-l cunoști mai mult pe Dumnezeu. Ce mi-aș dori pentru noi, pentru mine, pentru cei dragi ai mei, pentru voi care ne urmăriți, să fie acesta un ideal al vieții noastre. Preluând, dacă nu vreți, de la Moise, de la Apostolul Pavel, care spunea, îmi doresc să-l cunosc mai mult, să-l cunosc pe el. E adevărat că uneori în alergarea vieții, dacă nu suntem atenți, ne prindem și noi de tot felul de mărunțișuri, unii chiar îndrăznesc să le spună gunoaie, și poate chiar să ne hrănim din ele, să ne întristeze sau să ne aducă bucurie și uităm că cea mai mare realizare este să-L cunoaștem pe Dumnezeu cât mai mult, cât mai frumos. Să-I cunoaștem caracterul, bunăvoința, îndelunga Lui răbdare, planurile Lui frumoase pentru viața noastră și, de ce nu, cum spunea, iubirea Lui veșnică. Vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit, că ne-ați primit în casele voastre, în sufletele voastre. Vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp. Știu că ar fi multe de spus, dar asta este cu ceasul, ne oprim aici. Sper că după ce veți da click și veți încheia emisiunea, poate veți înălța o rugăciune pentru ei. Nu știu, cereți voi ce vreți lui Dumnezeu, că ei știu ce să ceară. Poate ne rugăm pentru noi, ca Dumnezeu să ne facă inima mai bună și poate chiar să ne gândim dacă pentru o familie specială am putea să facem și noi ceva deosebit, cu înțelepciune de sus. Și cred că Dumnezeu, care este creativ, ne poate mări și capacitatea noastră de creativitate. Încă o dată, vă rog frumos, nu uitați să mulțumiți lui Dumnezeu pentru cei care ne ajută să ajungem în casele voastre. Oameni care ne filmează, oameni care stau la pupitru, oameni care editează, oameni care au grijă să ajungă materialul la timp, costuri și toate celelalte lucruri. Sigur, mulțumim lui Dumnezeu, dar este frumos. Așa ne învață Scriptura, să mulțumim și oamenilor. Și deja pentru unii nu este greu să vă prindeți că suntem într-un studio frumos din Valea Jiului. Dacă aveți ochiul format, rugați-vă și pentru cei de aici. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei și știți ce este frumos? Când noi ne așezăm la dispoziția lui Dumnezeu să-i binecuvântăm pe alții, Dumnezeu toarnă binecuvântări asupra noastră cum nici nu ne-am fi gândit. Și haideți să spun ceva. Unii ne putem trăi viața în mod normal, obișnuit, dar nu banal. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu este frumos așa. Unora, care Dumnezeu știe de ce a ales așa, în bunătatea Lui, le dă un har special și un privilegiu de a-i sluji pe alții cum poate nu și-au planificat niciodată. Încă o dată, rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, sunteți sub binecuvântare pentru mulți și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și toate mamele, copiii cu care lucrați și până la urmă să ne ajute pe toți să știm că esența este în relația cu Dumnezeu și de acolo pleacă speranța, puterea și toate celelalte lucruri. Mulțumim mult de invitație. Cu mare drag.